din capul locului, tocmai pentru că este un subiect arzător, cel cu medicii, cu ateiștii de la Ioveni, de la județean și așa mai departe, e un subiect fierbinte care, dincolo de a suscita interesul mass mediei, cred că suscite interesul populației, direct interesate de o bună funcționare a sistemului medical în ansamblul lui la nivel județean și nu numai. Lucrurile stau cam așa. La nivelul județului există un număr, din nefericire, un număr redus de medici ateiști. Ca să fie clar din capul locului. Am văzut că a fost implicat în anumite subiecte și Consiliul Județean Argeș. Consiliul Județean Argeș are în administrare 9 unități spitalicești, mai mari sau mai mici. Dacă mă întrebați pe mine, e unul dintre consiliile județene în top 3 vis-a-vis de numărul spitalelor pe care le administrează un consiliu județean. Iar lucrul acesta presupune un efort financiar absolut grozav. Pentru... Sunt de acord cu dumneavoastră și va presupune și mai mult. Mai ales că știți că în ultimii 2 ani de zile, și aici deschid o paranteză, și limita noastră de suportabilitate se apropie de punctul culminant. De ce? Pentru că în ăștia ultimii 2 ani de când a apărut pandemia, primim de la Ministerul Sănătății, de la DSU, de la CNSU și așa mai departe, directive. Consiliul Județean Argeș, Consiliul Județean se va preocupa să facă, să dreagă, să nu știu ce. Dar nu ni se spune niciodată, nu ni se indică sursa de finanțare, nu ni se indică soluții, nu ni se indică ce și cum și așa mai departe. Deci adică noi... descurcați-vă. Exact. Deci noi doar cu obligațiile, alții cu rezolvarea soluțiilor. Bun. Acum, ca să revenim la miezul subiectului, vreau să precizez din capul locului că noi avem în administrare, 9 unități spitalicești. Pe noi ne preocupă asigurarea tuturor condițiilor din punct de vedere administrativ și logistic la toate cele 9 unități spitalicești, dintre care 6 sunt implicate direct în lupta COVID. De tot ceea ce presupune act medical, de tot ceea ce presupune detașări și așa mai departe, mai ales în această perioadă de alertă, se ocupă alte organisme. Pe plan județean, Direcția de Sănătate Publică, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și așa mai departe. Deci, noi Consiliul Județean, nu avem nicio implicare în ceea ce privește migrația personalului medical dintr-o parte și în alta. Și cu asta am terminat, dacă vreți, o declarație, ca să-i spun așa, oficial, că pot să am și, desigur, și păreri personale. E clar că la nivel național, nu doar în Argeș, există această penurie de medici pe anumite specializări. ATI-ul e cel mai văduvit în această perioadă. Vreau să vă spun că onor Spitalul Județean de Urgență, de departe cea mai mare unitate spitalicească din județ, pe lângă chestiunile care țin de COVID, le tratează și pe toate celelalte care țin de medicina de urgență, accidente, rutiere, AVC-uri și așa mai departe. Deci e nevoia pe care o avem noi acolo, ca din punct de vedere al resursei umane, cred că este prioritară la nivel județean. Dar, repet, eu îmi dau cu părerea, nu sunt alții în măsură să iau o decizie sau altă. Ce e de remarcat la modul negativ? Faptul că, într-adevăr, în acești 2 ani de zile, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, nu a existat o politică, hai să zic, liniară, care să vină cu soluții concrete de reconversie, poate, profesională a anumitor categorii de medici spre zona asta de ATI, în așa fel încât, iată, valurile astea succesive să nu ne prindă de fiecare dată descoperiți. Pentru că, dacă mă întrebați pe mine, problema principală în momentul actual, în tot ceea ce ține de medicina după COVID, e această problemă a resursei medicale.